Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie numele Domnului! Haideți să luăm iar scripturile și să continuăm în jurul temei noastre, și anume câteva lucruri tot despre păcat, despre păcătoși, adică despre noi ca oameni până vom scăpa din starea aceasta și vom ajunge cu Dumnezeu în ceruri. Pentru astăzi, atitudini față de păcatele altora săvârșite împotriva noastră. Vedeți, ca oameni greșim unii față de alții. Cum să ne comportăm, cum să reacționăm, cum să tratăm pe cei care păcătuiesc împotriva noastră, pe cei care ne greșesc. Evident că îi vom trata într-un fel pe cei din biserică, spunea Domnul Iisus în Matei 18:15, vorbind despre lucrul acesta, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, ce să facem, cum să facem când frații noștri sau surorile noastre păcătuiesc împotriva noastră? Asta pentru cei din biserică. Pentru cei de afară, spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni 5:12, în adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Deci, într-un fel îi vom trata pe cei dinăuntru și în alt fel pe cei de afară. Este normal să fie așa. Noi avem anumite legi, iar cei de afară au alte legi. Haideți să privim într-o primă parte la câteva măsuri de prevenire a acestor stări. Vedeți, de exemplu, în circulație sunt anumite legi și fiecare conducător auto trebuie să îl protejeze, să îl prevină pe celălalt ca să nu se întâmple un accident. Deci ce să facem mai întâi? Să protejăm pe frații noștri să nu păcătuiască împotriva noastră. Și apoi să vedem ce să facem dacă păcătuiesc. Dacă vom învăța numai cum să tratăm pe cei care greșesc, fără să luăm nicio măsură de prevenire, înseamnă că ne este tot una că greșesc sau nu. Sau chiar așteptăm să ne greșească, că ne face plăcere să vină să-și ceară iertare. Ar fi câteva măsuri directe și câteva indirecte. De exemplu, măsuri directe, două. Îndemnați-vă unii pe alții. Spune Apostolul în Epistola către Evrei, în capitolul 10, versetul 24, să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm. Și spune apoi Pavel în Filipeni, capitolul 2, de la versetul 1, deci dacă este vreo îndemnare, vreo mângăiere în dragoste, vreo legătură, versetul 4, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să îndemnăm pe ceilalți la dragoste, la fapte bune, și când sunt ispitiți și au în mintea lor să facă lucruri rele, să îndemnăm, auzi, nu face asta, ce câștigi? Să privim la avantajul lor în a nu îi face să păcătuiască. Apoi, o altă măsură directă de prevenire a păcatului ar fi cea de a nu fi pricină de păcătuire. Spune tot Pavel, 1 Corinteni 10:32, să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Căci, spunea Domnul Iisus în Luca 17, vedeți, noi putem da vina pe oameni, au păcătuit, au greșit împotriva noastră, dar nu cumva noi am fost cei care i-am provocat. De exemplu, în familie, sunt soț sau soții care sunt foarte nervoși și când se enervează, scot pe gură ce nu trebuie și uneori mă apelează și la forță și alteori mai mută mobila. Și celălalt spune, eu n-am spus o vorbă, eu nici n-am ridicat mâna. Da, el a fost hornul pe unde a ieșit fumul, dar dumneata e suflat, să meargă focul. Spune aici 17:1, este cu neputință să nu vine prilej de păcătuire. Discutam noi la vremea respectivă că e foarte greu, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să-i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare decât să facă pe fratele său sau pe unul din acești micuți să păcătuiască. Și când a auzit ucenicii așa ceva, au spus, Doamne, mărește-ne credința. Apoi, mai adăugăm doar un cuvânt, în a nu fi pricină de păcătuire, Roman 14:13, să nu ne mai judecăm dar unii pe alții. Adică în urmă, după ce a greșit împotriva mea, îl judec. E ieftin. Ci mai bine judecați preventiv, să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Apoi, alte două măsuri indirecte ca să nu îi lăsăm pe frații noștri să păcătuiască. Prima, rugăciunea.
Spune Pavel în a doua Corinteni 13:7, totuși ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău. Ne rugăm noi ca ceilalți să nu facă răul? Ne rugăm, Doamne, nu-i lăsa să păcătuiască. Și tot Pavel spune, adresându-se tesalonicenilor, în 2 Tesaloniceni 1:11, de aceea ne și rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul vostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi. Noi funcționăm împreună. Imaginați-vă niște jucători dintr-o echipă, că nu s-ar ajuta reciproc. Ce s-ar întâmpla? Ar pierde echipa, nu? Dar noi nu funcționăm împreună? Mâna dreaptă o să o ajute pe stânga, o să o sprijinească dacă vede că este în pericol să scape ceva. Hai să înțelegem că și noi este corect să facem așa, să ne rugăm ca ceilalți să nu păcătuiască. Să-i sprijinim în rugăciune, să-i purtăm în rugăciune. Când Petru era pe punctul de a păcătui, zice Domnul în Luca 22:31, Simone, eu am înțeles ce urmează pentru tine, că urmează o ispită și m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Și cealaltă măsură indirectă ar fi vegherea. Ne întoarcem la Evrei 10:24, să veghem unii asupra altora. Dacă îi vedem într-un pericol, îi paște păcatul, atunci să venim cu îndemnul ca măsură directă, să venim cu rugăciunea ca măsură indirectă, să fim pe fază. În ce stare și ce situație se află frații noștri? Și spune și Petru în prima sa epistolă, capitolul 5, versetele 8 și 9, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Trebuie să fiu treaz să văd, vrea să mă înghită pe mine? Vrea să înghită pe fratele de lângă mine? Să fiu treaz și pentru mine și pentru el. Versetul 9. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dacă eu am probleme și satana mă ispitește, și fratele meu are probleme, să veghez și asupra mea și asupra lui și Domnul să ne ajute. Însă, dacă cu toată vegherea noastră, fratele nostru tot a păcătuit împotriva noastră, ce facem acum? În Biblie avem o procedură. Cum ar trebui făcut când cineva păcătuiește împotriva noastră? Vedeți, noi am putea spune așa, având despre noi o părere că suntem pocăiți grozavi, dar eu nu mă deranjează când păcătuiește împotriva mea. Hai, nu fii atât de imun. Sunt de acord, a greșit odată, nu te deranjează. Dar mai greșești de câteva ori. În final s-ar putea să te deranjeze. Dar eu admit că nu te deranjează și că ți este foarte ieftin să-l ierți. Măcar că am citat și spune în continuare din Luca 17, versetele 3 și 4, când a spus Domnul să ierte pe frații lor și ce au spus ei în versetul 4, Doamne, mărește-ne credința, că nu-i chiar așa de ieftin să-l ierți pe unul care stă greșește toată ziua și în aceeași zi încă de mai multe ori. Nu-i chiar simplu. Și apoi, chiar dacă pentru noi ar fi simplu să iertăm pe toți, și a spune, de ce să-mi spună mie procedura cum să tratez pe cei care păcătesc împotriva mea, că eu nici nu-i bag în seamă. Chiar dacă ți este egal cu nimic, nu trebuie să-ți fie totuna că fratele tău păcătuiește. Că păcătuind împotriva ta, păcătuiește și împotriva altora. Că păcătuind împotriva ta, păcătuiește și împotriva lui Dumnezeu. Și când fratele tău păcătuiește, trebuiește tratat într-un fel, chiar dacă tu spui că nu te deranjează. Spune Pavel în Roman 6:1, ce urmează de acum, să păcătuim mereu? Să se mulțească harul? El păcătuiește, dar pe mine nu mă deranjează. Și ce vreau cu asta? Doamne, dă har că mie mi-e totuna că el păcătuiește. Sau ceva și mai aproape. Galateni 6:1. Fraților, dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, și a cui greșeală o știi mai repede decât aceea care este împotriva ta, nu? De asta ai cunoștință întâi. Voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu duhul blândeții. Și ia seama la tine însuți, vezi să nu fii ispitit și tu. Când îți greșește cineva, constituie însăși ispită greșeala lui împotriva ta. Ia să-ți greșească nevasta toată ziua. Să vezi, nu o să fii ispitit și tu? Și trebuie într-un fel tratat păcatul împotriva ta, că el constituie o ispită reală pentru tine. El constituie un pericol real pentru cel care păcătuiește. Să ne uităm acum la 3 pași biblici, 3 faze, cum să tratăm pe cei care păcătuiesc împotriva noastră, pe cei dinăuntru din biserică. Ne ducem la Matei 18, unde Domnul Iisus
ne-a învățat ce avem de făcut. 18:15. Dacă cineva a păcătuit împotriva ta, spune aici versetul 15, du-te și mustră-l între tine și el singur. Deci du-te tu. Normal ar fi să vină el. Dacă vine, e simplu. Noi nu vorbim de aceștia care vin. Noi vorbim de cei care nu vin să se recunoască. Și trebuie să iei tu acțiunea, să conduci tu acțiunea asta să rezolvi păcatul lui. Du-te și mustră între tine și el singur. Deci trebuie să aibă într-o primă fază o discuție între patru ochi, am spune noi, în particular. La discuția aceasta în particular trebuie să se pună problema ca între doi frați. Poate greși și unul, poate greși și celălalt. Spune cartea Levitic, capitolul 19, că sunt foarte mulți care nu vor să discute cu cel care a greșit. Mai degrabă sunt în stare să povestească la alții, să poarte în ei înșiși, să stea necăjiți, numai să discute nu. Levitic 19:16. Să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Să nu te ridici împotriva vieții apropiului tău. Eu sunt Domnul. Să nu urăși pe fratele tău în inima ta. Când îți vine să urăși pe fratele tău? Nu când îți păcătuiești? Să mustri pe aproapele tău. Când trebuie să-l mustri? Când păcătuiești. Dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Să nu te răzbuni și să nu ții necaz. Ați văzut? Să nu-l urăști, să nu ții necaz, să nu-l omori. Dar du-te ca să nu îl urăști, ca să nu-ți vină să-l omori. Du-te, discută cu el în particular. Asta este modalitatea de a rezolva problema. Du-te, discută cu el. Și discutând cu el, spune aici în Matei 18, dacă te ascultă, discutându-l trebuie să-l sfătui cum să facă, că el trebuie să asculte. Ce să asculte? Un sfat care i l-ai dat. Nu doar să te iei de el. Spui, băi, mi-ai făcut așa și așa, îți fac înapoi. Nu asta înseamnă discuția asta între patru ochi, ci un sfat pentru el, care el să-l asculte. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Și spunea Domnul în Luca 17, și dacă îi pare rău să-l ierți. Acea discuție, dacă o înțeleg amândoi, trebuie să se termine cu ascultare din partea celui vinovat și cu iertare din partea celui care a suferit vina. Atunci nu mai mergem la fazele următoare. Vine și te mustră cineva, ascultă. Dacă ți-o pune frumos și ai înțeles și ai realizat, ascultă-l. Și tu, dacă el a ascultat, iartă-l. Dacă nu, se încheie aici etapa a doua, versetul 16. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Trebuie să aibă loc o a doua discuție, la nivelul unui grup de patru sau cinci persoane. Persoanele alese pentru discuție trebuie să fie nu orice persoane, ci două sau trei persoane care ulterior, ținând cont de faza următoare, ar putea sluji ca martori. Ori nu orice om e bun de martor, că a ales Izabela și cu dregătorii din Israel doi martori, dar de nimic. Doi oameni de încredere care pot fi crezuți dacă depun o mărturie. Apoi, spunea Domnul Matei 7, când vrei să scoți paiul din ochiul fratelui tău, vezi de cumva ai bârne, rezolvă-le pe astea întâi. Că n-ai cum, lucrând cu metri, să treci imediat pe milimetri. Deci martorii a doi nu pot să fie cu bârne. Altfel n-au cum să rezolve pe acesta. Spune versetul 17, dacă nu vrea să asculte de ei, acum ei îl învață ce trebuie să facă. Și tu asiști, dai detalii și informații dacă trebuie, și ei doi oameni, ca atare, îl învață pe el. Dar ce trist, că oamenii când au problemă cu cineva, nu se duc să parcurgă prima fază să discute numai cu el, trec direct la a doua, dar nu și-au doi de nedejde, și și-au doi care le place să asculte povești. Și discută cu ăștia doi despre la primul cu care nu a fost să povestească. Și asta e rău de tot. Asta amplifică rău și ne umple pe toți de mizerie și de păcat. Hai să ascultăm și să facem după cum este scris. De fapt, cel care vrea să trateze pe fratele lui care a păcătuit împotriva lui, nu-l interesează să-l înjosească, să-l coboare, ci vrea să asculte. Asta e menirea, scopul întrunirilor acestor. Faza a treia, apoi, de la versetul 17. Dacă nu vrea să asculte, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș.
Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Și apoi, păstrând contextul că tot la iertare rămâne, vă spun că dacă se unesc doi și cer un lucru le va fi dat, ce înțelegem noi din toate acestea? Spuneam că o măsură de prevenire e rugăciunea, dacă se unesc doi și cer un lucru. Au harul și la Dumnezeu să fie ascultați dacă martorii a doi sunt buni, oamenii lui Dumnezeu, și doi încercând să lămurească pe unul au alt succes. Domnul și în lucrare a trimis câte doi, că altfel lămuresc doi oameni decât unul singur. Apoi înțelegem că biserica este o autoritate. Poate să emită un punct de vedere, dacă sunt parcurse toate fazele, care are valoare și în cer la Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a spus, ținând cont de aceste probleme de judecată, se iau oameni integri, atât în Vechiul Testament, citim aceasta, cât și în Noul Testament. Hai citim un verset și din Vechiul și din Nou, de exemplu, Exod 18, cu versetul 21. Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei, pune peste popor drept căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, peste 50 și peste 10. Ei să judece poporul în tot timpul, să aducă înaintea toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici să le judece ei înșiși. În felul acesta îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și ei împreună cu tine. Câte probleme nu s-ar rezolva, poate în doi, altele în cinci și doar cele mai grele să ajungă la nivel de biserică. Iar biserica, dacă are autoritatea să judece, atunci să aibă și autoritatea să se roage ca Dumnezeu să lucreze pentru acel om. Am putea noi să emitem pretenții. Ce decidem noi să audem în cer? Dar ce ne rugăm noi să audem în cer? Dacă atunci când ne rugăm toți să audem în cer, și ce hotărâm noi are valoare în cer? Dar dacă rugăciunea ne ajunge, nici hotărârile, fiți pe pace. Ori mai întâi ne rugăm, Doamne, uite, hai, ai milă de omul acesta. Doamne, nu vrea să asculte nici de noi toți. De avea atunci putem apela la o astfel de sentință și de judecată. Spuneam că citim un cuvânt și din Noul Testament pentru judecători, 1 Corinteni 6 cu 2. Și dacă lumea va fi judecată de sfinți, de voi, voi sunteți nevredni să judecați lucrurile de foarte mică însemnătate? Deci este normal și în Noul Testament, chiar dacă nu există o instituțională juridică, ca în Vechiul Testament la Israel, că ei au fost un stat anume, este normal ca în biserică să existe niște reglementări, niște etape de judecată a unor lucruri pentru ca răul să fie eliminat. Citeam aici în Matei 18 că dacă n-ascultă nici de biserică, să fie considerat ca un păgân sau ca un vameș, adică așa ca un necredincios. Și cu aceasta trecem la punctul următor. Cum să ne comportăm față de cei de afară care păcătuiesc împotriva noastră? Sau față de ăștia dinăuntru care au parcurs toate treptele și i-am scos afară din drepturi? Puterea binelui și puterea săbiei. Mai întâi, puterea binelui. Roman 12, de la versetul 17. Nu întoarceți rău pentru rău, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi trăiți în pace cu toți oamenii. Nu vă răzbunați singuri. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânci. Dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește rău prin bine. Când nu se supune cineva discuției, hotărârii bisericii, se naște noi, pentru că vechea fire încă e pe aproape, o tendință de a ne răzbuna, de a apela și noi numai la ce a făcut el. Spune aici, nu te lăsa birui de rău și nu e răsplătit tot cu rău. Există această forță a binelui la care putem apela. Spunea Domnul Iisus în Matei capitolul 5, și dumneavoastră știți acele versete, rugați-vă pentru ce se poartă rău, binecuvântați, dați-le, ca să fiți fii al Tatălui vostru din ceruri. Apoi spune Apostolul Petru în 1 Petru capitolul 3, versetul 1, tot astfel nevestelor fi supuse bărbaților voștri, pentru ca dacă unii n-ascultă cuvântul să fie câștigați fără cuvânt. Dacă o soră are bărbatul la credință și se poartă cum nu este frumos în casă, mergem și discutăm cu el. Dar dacă el e necredincios, ce să-i spunem, că nu respectă Biblia? Da? El nici n-a semnat să o respecte. Atunci o sfătuim tot pe ea, încearcă forța binelui. Poartă-te în așa fel încât să fie doborât prin bine. Față de cei de afară, nu putem apela la mijloacele care le-am amintit pentru cei dinăuntru. Și încercăm, dovedindu-le că noi suntem credincioși, ca astfel să cadă în fața binelui, cum a căzut odată Saul și a spus, tu ești mai bun decât mine.
Cel puțin să aibă momente din acestea care vor fi pentru noi momente de ușurare. Cealaltă posibilitate pentru cei de afară, posibilitate care pentru cei dinăuntru este interzisă cu desăvârșire, spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 1. Cum, când vreunul dintre voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelejuiți și nu la sfinți? Lucru pentru care cei dinăuntru e interzis total, să se judece doi credincioși la tribunal, la comisia de nu știu ce, de împăcare. Problemele celor dinăuntru trebuie să se rezolve înăuntru, adică spune Pavel, cum? Noi vom judeca lumea, noi vom judeca pe cei de afară și acum merge să ne judece ei pe noi? Este un nonsens. Dar ba mai mult spune, noi vom judeca îngerii și acum să ne judece lumea pe noi? Deci ce au cei dinăuntru trebuie să fie rezolvat în exclusivitate de către cei dinăuntru. Cât pentru cei de afară, dacă nu se mai poate face nimic, Biblia nu recomandă asta, dar nici nu interzice cu desăvârșire apelul la autorități, la lege. Ba chiar dă Domnul Iisus un exemplu în Luca 18 despre o văduvă care era nedreptățită, nu de un sfânt, sigur. 18:2. Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea, de oameni nu se rușina și o văduvă zicea, fă-mi dreptate. Multă vreme n-a voie să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem, de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta tot mă necăjește, voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Apoi îl avem pe Apostolul Pavel, care în câteva situații în Cartea Faptele Apostolilor a apelat la lege, nu cu cei din biserică, evident, cu cei de afară. Fapte, capitolul 16, versetul 37. Când a fost închis în Filipi, n-a zis nimic, s-a dus acolo. Dar Pavel a zis, după ce ne-au bătut cu noile în fața tuturor, fără să fim judecați pe noi care suntem romani, ne-au aruncat în temniță și acum ne scot afară pe ascuns, nu merge așa, să vină ei singuri și să ne scoată afară. Apoi, 25, cu versetul 10, Pavel a zis, eu stau înaintea scaunului de judecat al cezarului, acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu i-am nedreptățit cu nimic, după cum știi și tu foarte bine. Dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau înlături de la moarte. Dar dacă nu este nimic adevărat în lucrurile de care mă părăsc ei, nimeni n-are dreptul să mă dea în mâinile lor, cer să fiu judecat de cezar. Însă, în Matei 18, continuă Domnul după acea pildă, în care cineva s-a dus la autorități și spune, dar nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor săi? Tot mai recomandabil este pentru cei dinăuntru să aștepte ca Dumnezeu să facă dreptate el. Și Apostolul Pavel zice despre Alexandru Cărdoraru în a doua Timotei, capitolul 4, versetul 14, Alexandru Cărdoraru mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Și mă adaug doar un cuvânt din 1 Corinteni 6:7. Dacă putem, este bine. Spuneți așa, chiar dacă aveți judecăți între voi, este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Desfătuiește la o adică să accepți să suferi și să fii nedreptățit. Dar nu spune că este obligatoriu asta. Deci noi nu putem impune cuiva, neapărat trebuie să suferi. Dacă poate, este bine. Dacă poate să aștepte ca Dumnezeu să intervină, este foarte bine. Dar când cineva dovedește că este necredincios și dacă ai încredințarea asta și legile ți-o permit, Biblia nici nu interzice cu desăvârșire apelul la autorități. Încheiem și acest punct trecând la principii operative și postoperative. Deci cum să facem în momentul care ne păcătuiesc și cum să facem după aceea. În primul rând, când ne greșesc oamenii, un prim principiu, nu reține totul. Oamenii se mai lovesc între ei, se mai ating, dar nu totul este de reținut. Una este să te lovească cineva, să te duci la medicul legist și alta e că s-a frecat de tine puțin și te-a mișcat, că doar nu stăteai santinel la drapel, ai putut să te miști o leacă. Deci nu reține totul. Spune Eclesiast, capitolul 7, versetul 21, nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun. Ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Tratăm pe cei care ne păcătuiesc, dar acum nici nu facem caz care însemna să nu mai facem altceva decât să facem tribunal din biserică.
Dacă orice reții, și voluntar și involuntar. Și un caz luăm din Biblie, întâia carte a lui Samuel, când a fost pus Saul împărat. Și poate mai sunt astfel de coincidențe și prin biserică. Se întâmplă că e unul ales și ordinat și nu neapărat l-au votat toți, și cine a avut altă opțiune, altă orientare, zice cum au zis izraeliții. 1 Samuel 10:27. S-au găsit însă și oameni răi care ziceau: ce ne poate ajuta aceasta? Și l-au disprețuit și nu i-au adus niciun dar. Dar Saul s-a făcut că nu-i aude. Nu trebuia judecată pentru asta. S-a făcut că nu-i aude. Nu lua seama la orice. Apoi, 11:12, poporul a zis lui Samuel: cine zicea, Saul să domnească peste noi? Dați încoace pe oamenii aceia ca să-i omorâm. Dar Saul a zis: nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire în Israel. Aici a făcut bine Saul. Nu când fugea după David nevinovat. Pentru mici lucruri, pentru accidente care nu se repetă, de ce să faci caz și scandal? Astea nu trebuie reținute. Un alt principiu, tot operativ, nu trata greșit. Nu trata greșit. Și aici citim Iacov 5:9. Noi suntem tentați când cineva ne-a păcătuit să-l judecăm și să-l povestim la alții. Nu. Dacă nu e ceva peste care se poate trece, e ceva care te deranjează și ceva care îi pricinuiește rău persoanei în cauze, du-te, discută cu el. Sfătuiește-l ca să te asculte. Nu vă plângeți unii împotriva altora. Deci nu discutăm să ne plângem sau să judecăm, ci discuția aceea în particular are rolul unei învățări, cum să-l înveți să nu mai păcătuiască. Apoi, Proverbe 10:18. Cine ascunde ura, are buze mincinoase. Sunt unii care au împotrivă la cineva ceva. Dar când vine persoana de față și zici: fii atent că vine, discută cu el. Nu discută, ascunde ura. Dar ura are. Cine ascunde ura, are buze mincinoase. Și spui: pace Domnului. Care Domn și de unde pace? Și cine răspândește bârfele este un nebun. Și e omul tentat să ascundă, să nu discute ce are, dar în spate, atunci îi vine graiul. Atunci poate bârfi. O altă fel de tratare greșită, 25:9, apără spricina împotriva aproapelui tău. Deci discută cu el dacă ți-a greșit aproapele, dar nu da pe față taina altuia. Discută punctele luate în discuție, nu toată istoria României. Discută ce trebuie discutat, nu tot ce este în jur. Doar atât tratăm acum. Această cauză care deranjează relațiile dintre noi doi. Apără spricina, dar lasă-i pe ceilalți în pace, nu perturba tot în jur. Și Roman 15:1. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Ați întâlnit vreodată la tribunal vreun părinte, vreo mamă sau un tată să-și dea copiii așa? Știu eu ce au spart geamurile la casă cu pietre. Ați întâlnit? Dar dacă le sparge vecinul, poate că îl dă la tribunal. Deci noi care suntem tari, cum îi tratăm pe cei mici? Îi tratăm ca pe unul de vârsta noastră? Nu trata greșit. Tratează-l pe fiecare la nivelul lui. În măsura în care poți să discuți cu el, în măsura în care înțelege. Impute vinovăția în măsura vârstei și a creșterii sale. Calculează vinovăția lui după necazul și strâmtorarea în care se afla. Nu-i cere unuia sănătos de 80 de kilograme, ci cere unuia care umblă în două bâte. Tratează corect, nu trata greșit problema. Și alte două principii post-operative, ce să faci în urmă? În primul rând, iartă. Oamenii au tratat, dar asta e greu să ștergem din minte ce trebuia iertat. Dar rest, har Domnului, stăm bine toți cu uitarea. Numai să spunem acum în fiecare duminică câte un verset de aur și să-l ții minte la sfârșitul anului toate versetele de aur. Nu le ții minte. Dar dacă îți greșești câte unul numai într-o duminică, la sfârșitul anului faci din cap registru de membri. Asta se reține ușor, nu? Iartă! Spune Pavel în Coloseni 3:13, îngăduiți-vă unii pe alții, adică treceți peste lucrurile mărunte, și dacă unul are o pricină care trebuie discutată cu aproape lui, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos. O iertare totală trebuie să dorim în urma noastră. Când discută Domnul în Matei 18 cum să faci cu cel care ți-a greșit, știți ce urmează după aia în Evanghelie acolo? Ce text? Pilda robului nemilostiv. Tratezi problema cu cel de lângă tine, dar l-a iertat? Sau pentru 100 de lei îl strângi de gât? Domnul nu în zadar a spus aceste două lucruri în aceeași predică și noi le spunem la aceeași lecție, nu cumva să ne uităm. Discutăm cu cel care ne greșește, dar în urmă trebuie iertat. În mod absolut, că și pe noi ne-a iertat Dumnezeu. Și celălalt principiu, fă tot ce poți ca să fie salvat fratele tău. Nu discuta să te descarci pe tine, nu să te stâmperi sau să-l apeși.
nu de dragul de judeca. Și citim în Galateni 6:1 ce spune Biblia aici. Fraților, dacă unul ar cădea în vreo greșeală, voi să ridicați cu duhul blândeței. Auzi, nu să ridici să-i mai dea o palmă, să cadă în partea cealaltă. Și ia seama la tine în sus ca să nu fiți spitit și tu. Purtați-vă sarcinele unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Și spune Iacov în cartea sa, capitolul 5, versetele 19 și 20, fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Vedeți, același lucru poate fi făcut din două motivații exact contrare. Poți să mai ai discuți cu fratele tău, așa ca să pui puțin așa, sare pe rană, știi? Dar pentru altceva trebuie să fim noi sare, nu pentru răni, pentru conservare. Sau poți să discuți cu el, așa să îi desfaci pansamentul de pe rană, să vezi, se vindică sau nu se vindică. Dacă discuți cu gândul acesta, să ridici, spui, fratele meu, mi-ai păcătuit. Auzi, nu începe cu să-ți ceri iertare, să nu mai faci așa, începe, eu te-am iertat. Dar cum se uită Dumnezeu la noi din ceruri? Cum se uită frații la noi doi care suntem frați și vede că ne tratăm așa unul pe altul? Auzi, și eu sunt de vină, auzi, și eu poate te-am provocat puțin. Auzi, încerc să nu mai fac așa, dar și tu, auzi, ascultă-mă, nu mai zi așa. Suntem frați, asta îl supără pe Dumnezeu. Știți, va fi altul rezultatul. Gândul acesta să ne poarte când tratăm pe cei ce ne păcătuiesc împotriva noastră. Și acum să luăm câteva exemple biblice. Negative și apoi pozitive, foarte scurt. 2 Samuel 13. Avea Saul doi băieți, 13 cu 22. Absalom, printre mai mulți, și Amnon. Și Amnon a păcătuit împotriva lui Absalom, necinstind pe sora lui. Tamar cu Absalom erau frați și de mamă. Și spune Biblia aici, Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora sa. Nu i-a zis o vorbă și am putea spune, Absalom e pocăit, nu-i zice o vorbă la ăsta. Dar inima lui nu-i zice? Nu i-a zis nimic, dar înăuntru a copt ura. Și știți că la scurt timp l-a ucis. De altfel, cine urăște este un ucigaș. Nu putea Absalom să meargă să discute cu Amnon? Poate să cerea de iertare. Nu fugea nici ăsta de la casa părintească, nu murea nici celălalt. Dar cine au mers să discute? Acum era faptul săvârșit. Dar asta cerea o discuție pe care Absalom n-a vrut să o facă. Nici Amnon nu s-a dus, e drept, să ceară de iertare. Dar nici ăsta n-a vrut să discute. Și câte conflicte nu mocnesc. Și după ani de zile auzim, știi de ce am fost supărat pe tine? Știi atunci 4 ani când așa și așa? Măi, Absalom, tu te discută cu Amnon. Un alt caz negativ este Ioab, tot în 2 Samuel, capitolul 3. El avea și el ostilitatea sa cu Abner, 3:22. Ioab și oamenii lui David s-au întors de la urmărirea unei cete și au adus cu ei o mare pradă. Abner nu mai era la David la Hebron, că își plecase. Vine Ioab și spune la David, de ce lasă să pleci? Adu-l înapoi. Versetul 26. Și Ioab, după ce a plecat de la David, a trimis pe urmele lui Abner niște soli, l-au adus înapoi de la fântâna fără apă Sira. David nu știa nimic. Când s-a întors Abner la Hebron, Ioab l-a tras deoparte în mijlocul curții să discute, în particular după Matei 18, să vorbească în taină. Și l-a lovit acolo în pântece și l-a omorât ca să răzbune moartea fratelui său Asael. Auzi, vezi, nu-l lua pe ăsta să-i bași sabia în pântece. Atunci ești un Ioab care ți se va imputa asta. Ia pe Abner în particular. Și spune Abner, îmi pare bine că te-ai trezit și ai venit la David. Eu te iert pentru ce ai făcut cu fratele meu. Hai amândoi să slujim împreună cei mai buni oameni din Israel la ora aia, ca războinici erau Ioab și Abner. Dar pentru că n-au discutat cum suntem învățați noi, s-au nimicit unul pe altul. L-a luat direct și direct sabia în el. Putea să discute întâi cu Abner, apoi mai cu David și apoi altfel. Însă l-a ucis. Și Ioab s-a păstrat sistemul lui de lovituri sub centură. Și mai târziu, în capitolul 20, a făcut așa și cu Amasa, 28. Când a fost lângă piatra cea mare, care este la Gabaon, Amasa a ajuns înaintea lor. Ioab era încins cu o sabie pe deasupra hainelor de război, cu care era îmbrăcat. Ea era legată la coapsă și sta în teacă. Și când a înaintat Ioab, sabia a alunecat. Ioab a zis lui Amasa, e sănătos, frate! Și cu mâna dreaptă a apucat pe Amasa de barbă ca să-l sărute. Amasa n-a luat seamă la sabia care era în mâna lui Ioab și Ioab l-a lovit cu ea în pântece și i-a vărsat mărunțaile pe pământ fără să-i mai dea a doua lovitură și Amasa a murit. L-a rezolvat Ioab la prima fază, nu? Numai ei doi, nu mai a fost nevoie să mai îl ducă la alții doi. Alții doi o sluji numai să-l îngroape. Dar Dumnezeu i-a imputat asta. Deci am luat două cazuri. Unu, Absalom, el nu discută nimic, dar poartă ura. Ioab discută, dar discută așa, la săbii. Și acum să vedem un exemplu și chiar două pozitive. Geneza 20.
A greșit Avram că a zis că nevastă sa e soră sa. Era frumos. Asta e un sfat pentru frații mai în vârstă, să creadă că soțiile lor sunt frumoase și mai în vârstă, când nu mai pot să aibă copii. Și s-a iscat acest conflict între Avram și Abimelec. Și Abimelec, spune așa de la versetul 9, a chemat pe Avram și a zis: ce ne-ai făcut? Și cu ce am păcătuit eu împotriva ta, te-ai făcut să vină peste mine și peste împărăția mea un păcat atât de mare? Ai făcut față de mine lucruri care nu trebuiau făcute nici de cum. Și Abimelec a zis lui Avram: ce ai văzut, ai făcut lucrul acesta? Cerut explicații, să vedem de ce s-a întâmplat. Avram a răspuns: uite, îmi ziceam că aici nu-i teamă de Dumnezeu și de altfel e sora mea și când m-a scos din țară am avut o convenție, versetul 14. Abimelec a luat oi și boi, rob și roabe și le-a dat lui Avram și a dat înapoi și pe Sara, nevasta sa. Abimelec a zis: iată, țara mea este înaintea ta, locuiește unde îți va plăcea. Și Sara i-a zis: iată, dau fratele tău 1000 de arginți, aceasta să fie o dovadă de cinste față de tot ce sunt cu tine, așa că înaintea tuturor vei fi fără vină. Avram s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a însănătoșat pe Abimelec, pe nevasta sa și roabe lui, așa că au putut să nască. Ce frumos au tratat ăștia doi. Păi ce s-a întâmplat? De ce te-ai comportat așa? Și ăla nici nu știe, nici nu-i în temă, a avut altceva în gând. Du-te și discută. Ați văzut ce frumos a încheiat discuția asta? Cu daruri, cu vindecări și cu prietenie. Că au știut să discute ce au unul cu celălalt și au știut să discute, nu ca Ioab. Putea împăratul să spună, să dea ordin, să aducă câțiva soldați, spunea: aduce-vi și discutați cu bătrânul ăla, care zice că e soră sa și e nevastă sa. Și rezolvați, nu mai complică cu el. Rămânea pedeapsa lui Dumnezeu peste ei. Dar au discutat împreună. Și ce frumos se încheie o asemenea discuție. Când l-ai salvat și pe fratele tău și nu te-ai murdărit nici tu. Și celălalt caz, se vorba de David, 1 Samuel 24. Vedeți, Abimelec a avut cu cine să discute cu Avram. Dar e câte unul ispitit ca Saul, care n-ai cu cine povesti. Pe ăsta, cum îl tratezi? 24:9. David a prins momentul să discute cu Saul. David a zis lui Saul: de ce ascultă de vorbele oamenilor care zic David îți vrea rău? Putea David să meargă în treaba lui. Dar zice, acum este puțin lucid, hai să discut cu el. David știa că Domnul scapă, dar a vrut pentru binele lui Saul discuția aceasta. Vezi acum că Domnul te duse în mâinile mele și te-am cruțat. Uite-te, uite la colțul hainei, judece Domnul între mine și tine, rău de la cerei vine. De ce faci lucrul acesta? Versul 16. Și Saul a ridicat glasul și a plâns. A știut David cum să pună problema, să-l facă pe ispititul ăsta să plângă. Nu să stoarcă lacrimile, ci să ajungă la inima lui cu vorba. Și a zis lui David: tu ești mai bun decât mine. Tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Tu ți arăți bunătatea cu care te porți față de mine, căci Domnul m-a dus în mâinile tale și nu m-ai omorât. Dacă întâlnești cineva, face așa ceva, Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut. Nu știm, vom câștiga pe frații noștri discutând cu ei? Sau va fi doar o trezire pe moment? Poate vom câștiga ca Abimelec cu Avram. Dar neapărat trebuie să discuți când problema nu se rezolvă, mai cu seamă în cazul acesta când este o situație persistentă în timp. Și mai putea adăuga din Noul Testament. Diotref începuse să clevetească pe Ioan. Și spune a treia Ioan, versetul 9, am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietate între noi, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorberele. Și spune Ioan, când am să vin acolo, am să discut cu el. Să-l fac să înțeleagă că nu face bine, nici față de noi, nici față de alții. Datorită imperfecțiunii noastre, între noi mai există ciocniri. Vedeți, într-o țară unde circulația feroviară și rutieră nu-i bine pusă la punct, în fiecare zi se anunță accidente și așa mai departe. Într-alte locuri unde totul este mai bine pus la punct, cum e la Dumnezeu, stelele, nu se ciocnește una. Așa-i în biserică și în societate. Dacă toți am fi desăvârșiți, nu ne-am jignit o vorbă. În cer, de tema asta nu mai e nevoie. Dar pentru că încă nu suntem desăvârșiți, mai conducem așa imprudent și mai greșim. Ba încă uneori greșim tare și spune Pavel la 1 Corinteni 3:3, măi, câtă vreme între voi sunt din astea, nu sunteți voi lumești? Deci cu cât e o biserică mai lumească, cu atât conflictele sunt mai multe. Da, încă sunt, că nu suntem toți la statură. Deodată sunt și de aceea trebuie să le socotim ca ceva existent, în rezolvare. Dacă așa stau lucrurile,
Atunci trebuie să înțelegi un lucru clar. Scopul atitudinii față de păcatul altora nu este condamnarea celui vinovat, nici pedepsirea lui. Și scopul este salvarea celor doi. S-ar putea, spuneam, să fii tu ispitit și să te deranjeze ce tot faci împotriva ta și într-o zi să nu mai reziști. Și el, păcătuind împotriva ta, este sub osânda lui Dumnezeu. Trebuie rezolvată problema ca să fie salvați amândoi. Asta vrea Dumnezeu. Ne întoarcem de unde am plecat. Matei 18:15. Du-te și mustră între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Acesta e scopul. Tratării păcatului celui de lângă tine. Să-l câștigi. Să-l câștigi și să fii salvat și tu împreună cu el. Spunea tot Domnul Iisus în Luca capitolul 6, de la versetul 37. Și puneți-o asta în contextul a ceea ce vorbim noi. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Discuția nu are drept scop judecata și osânda. Iertați și vi se va ierta. Discuția trebuie să se încheie cu iertare din partea ta. Dați și vi se va da. Oferă-i tu ce el n-are. Ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, desată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Le-a spus și pilda aceasta. Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Ăsta e orb, știi, că de-aia mă duc la el, că nu m-a văzut bine și m-a lovit. Dar dacă eu sunt tot orb și mă o să le iau de mână, auzi, băi, nu pe aici. Vor cădea amândoi în groapă. Dar noi vrem ca discuția asta să se soldeze cu ridicarea amândoi la cer, nu în groapă. Asta este voia lui Dumnezeu și asta dorește El de la noi. De-aia spune Domnul, tot în predica de pe munte, am putea spune în Matei 7, aceea regulă de aur, 7:12, tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Nu-i valabil principiul acesta și când ne greșește cineva? Îl lovești pe unul din greșeală cu mașina, că nimeni n-are chef să lovească pe alții. Cum ai vrea să te trateze celălalt? Nici nu discut, poliție, judecată, mașina mea a fost așa și așa, sau să spună, auzi, ne putem împăca între noi. Poți să-mi dai ceva să repar mașina? O să vezi cum o să se radiez de bucurie, spune, băi, ce om am nimerit. Am lovit mașina, dar uite că omul nu-i lovit. Dacă te unii mi-ai lovit mai tare șoferul ca mașina. Dacă ai fi tu cel care ești lovit sau cel care lovești, cum tratezi? Pune-te în postura celuilalt. Sau ne socotim întotdeauna numai noi cel lovit, nu? Noi suntem cel lovit și să ne despăgubească. Dar când lovești tu, cum ai vrea să te despăgubească? Așa cum l-ai despăgubit tu? Sau atunci vrem grațiere, dar când nu, legea marțială. Ori grațiere, ori legea marțială, astea două nu se împacă împreună. Haideți să înțelegem că trebuie să luăm mai întâi măsuri de prevenire, să nu cadă frații noștri în păcat împotriva noastră. Rugăciune, veghere, îndemn și nu fi pricină de păcătuire. Dacă au păcătuit și nu-i ceva peste care se poate trece, atunci du-te și discută tu cu el, sfătuindu-l cum să facă să nu mai greșească. Nu poți? Mai găsește doi buni de martori. Bun de predicator să-i predice ei. Și rugați-vă, doi sau trei. Dacă nici asta nu se poate, facem apel la biserică, a cărei rugăciune trebuie să audă mai întâi în cer și apoi hotărârea. Iar cât cu cei de afară, să le dovedim cu binele. Și dacă se poate, să nu recurgem la lege, să lăsăm că este unul mai deasupra, care știe cum să procedeze. Iar ca principii, le reamintesc, nu reține totul, nu trata greșit, iartă și fă totul să fie salvat fratele tău. Nu ca Absalom, ci ca Abimelec cu Avram. Că asta dorește Dumnezeu, pentru că nu suntem încă perfecți desăvârșiți și mai ne greșim, să fim salvați amândoi. Și eu și dumitale, și dumitale și eu. Domnul să ne salveze. Și să urmăm o procedură biblică dumnezeiască, să fim mântuiți cu toții. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.